Nu știu de ce m-a apucat pe mine pe la 12 noapte să fac clipuri, dar tocmai am urmărit o predică și acolo pastorul zicea ceva. De ce te împotrivești lui Moise? Și dacă analizăm viața lui Moise, ne dăm seama că el a fost prinț. Asta înseamnă că el a avut de toate. Tot ce noi visăm, tot ce tu visezi, tot. De tot ce este posibil material. Dacă ești prinț, poți să ai tot ce vrei, logic. Ce se văd astăzi, în general, oamenii nu îl caută pe Dumnezeu pentru că vor lucruri materiale, casă, mașini, job, toate chestiile astea care sunt în prezent. Dar dacă prințul Egiptului a renunțat la toate lucrurile astea ca să sufere cu poporul lui Dumnezeu, înseamnă că acolo este o mare bogăție, ceea ce vrea Dumnezeu să ne ofere și ceea ce are Dumnezeu pentru tine și pentru mine este mult mai mult decât ceea ce poate oferi acest pământ. De ce să ne împotrivim cuvântului? Dumnezeu pentru un om este la fel ca copacul și pământul. Dacă scoate un copacul din pământ, se usucă și moare. Așa și omul. Dacă el se separă de Dumnezeu, se usucă și moare. Nu mai avem viață. Deci, dacă un prinț care a avut tot, a renunțat ca să facă voia lui Dumnezeu, mai puțin un om ca mine care... Și dacă renunțăm la anumite lucruri ca să putem să facem voia lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că noi să fim, cum să zic așa, să fim homeless. Pentru că Dumnezeu zice că atunci când noi ne focalizăm pe împărăția cerurilor, El ne va da restul. Deci, focalizează-te pe împărăție și restul va veni. Le vei primi așa, ca un bonus, știi? Și cu siguranță să fie mult mai ușor când noi ne dăm energia pentru împărăția lui Dumnezeu și când Dumnezeu pune mâna pe lucrurile de care noi avem nevoie. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă ceva, cu siguranță este ceva care se menține și care este veșnic.